Bun găsit, stimațele spectatori. Suntem la o oră de bilanț, nu oriunde, ci la Consiliul Județean. Domnul președinte Ion Călinoiu este invitatul nostru și încep cu o întrebare retorică pe care o pun toți ziariștii atunci când vine luna decembrie. A fost un an bun sau mai puțin bun 2013 pentru dumneavoastră, cei de la Consiliul Județean? Dacă ați spus o întrebare retorică și răspunsul e același, la același, ca în fiecare an. Întotdeauna când trece un an, spunem că a fost un an greu, dar 2013 cu adevărat a fost un an deosebit de greu, deoarece s-au acumulat efectele anilor precedenți ale crizei economice și de fiecare dată când sunt măsuri de relansare economică pentru atenuarea în mod obiectiv, prin măsuri concrete a efectelor negative de criză economică, e un an deosebit de greu. Dar lucrul acesta pe noi, la nivelul județului Gorj, ne conduce să spunem foarte clar. Un an prin care s-au făcut multe lucruri bune și erau și mai bine, multe lucruri de făcut și mai bine de făcut. În atare situație nu putem să spunem că suntem mulțumiți 100%, dar faptul că, de exemplu, la nivelul județului Gorj, n-a fost redus niciun loc de muncă din cadrul celei mai importante activități economice de interes național ce se găsește pe teritoriul Gorjului și este vorba de activitatea de minerit și energie la nivelul complexului energetic Oltenia, e un lucru extraordinar de bun. N-a plecat niciun om acasă. Faptul că până în prima jumătate a anului complexul energetic Oltenia se zbătea, dacă vreți, între viață și moarte în existența sa. Nu era consum, era discriminat pe piața energetică. Erau multe lucruri adunate și s-au strâns, dacă vreți, într-un noian pe care îl definim noi, într-un car mare cu oale sparte și trebuia plătite. Ei, toate acestea au semnat greutăți, dar eu zic că o șansă clară de la Dumnezeu și cu un guvern care s-a preocupat de interesele românilor mai mult decât interesele partidului, decât interesele grupurilor și al clientelei politice, a făcut să ia aceste măsuri de rezolvarea unor probleme deosebit de grave, cu impact negativ pentru fiecare om în parte. Mișorarea salariilor, reducerea salariilor a fost un lucru pentru noi, toți românii, și pentru Gorjen, bun făcut de guvernul Ponta. De asemenea, reașezarea pensiilor și aducerea lor în matca normală. Măsuri, acestea au fost luate de austeritate, de vechea guvernare și nu pot să trec peste aceste lucruri, că au afectat foarte mult administrația și oamenii nu aveau ce să mai pună pe masă. Aceste acțiuni au fost unele care ne-au ajutat pe noi la nivelul administrației publice locale și în deplină colaborare cu administrația centrală să depășim momentele grele. Astfel, revin la complexul energetic Oltenia, și-a reluat activitatea, s-a relansat consumul de energie prin punerea în valoare a unor obiective de investiții și la nivelul județului Gorj putem vorbi de investiții importante. Modernizări de drum pe fonduri europene, iată pe cel de la Cărbunești pe care l-am terminat în acest an. Modernizarea drumului de la Strâmba, bineînțeles. Centura municipiului Târgu Jiu, străzile interioare din municipiul Târgu Jiu. Nu în ultimul rând, pe fonduri europene, programul operațional sectorial, reabilitarea rețelei de apă potabilă, apă uzată, stații de epurare pe Târgu Jiu, Motru, Țicleni, Cărbunești, de asemenea Bumbejiu, investiții care și-au pornit motoarele, ele erau oprite de altfel, căci fondurile europene, de care am avut nevoie ca aerul și care putea să ne ajute din 2007 până în 2012 mult mai bine, au fost deblocate de guvernarea aceasta și iată, fac această paralelă cu guvernarea, că administrația nu putea să facă mult mai multe dacă nu avea o deschidere la nivel guvernamental pentru toate administrațiile locale, sau mai bine zis, pentru toate județele, încât ele să dezvolte în mod armonios într-o Uniune Europeană în care România este stat cu stat membru cu drepturi depline. Acestea investiții pe fonduri europene au fost realizate în Rânca,
valoarea potențialul turistic în acest an a fost una prioritară la nivelul administrației noastre și fac trimitere la cea de-a treia ediție a evenimentului de promovare turistică a Gorjului, care a fost unul deosebit. Am avut aici anfitrion din administrația centrală, Autoritatea Națională de Turism. Am avut Federația Patronatelor din Turism. Iată ce a însemnat solidaritatea. Deci, în 2013, pe lângă aceste lucruri bune de ordin general și de mentalitate, este aceea că s-a mai rezolvat oarecum și s-a mai atenuat efectul negativ al unor perioade negre de scandal, de urmărire, sunt fel și chip a celor ce muncesc și greșesc sau nu greșesc, dar tot greșesc și așa mai departe. Suntem în continuare sub efectele acestui sistem creat încât dezbină ca să conduci, dar eu zic că în 2013 elementul de noutate și care a creat premizele relansării activității într-o stare normală, normalitatea fiind ca obiectiv țintă al administrației noastre în 2013, a fost în mare parte atinsă. Mai e mult de făcut în acest sens, bineînțeles, până când toată lumea înțelege că este nevoie de o clarificare a lucrurilor și să-și facă treaba fiecare potrivit competențelor sale, care nu sunt altele decât cele atribuite de lege. Și legea nu trebuie decât respectată și nu încălcată. De aceea, la nivelul județului Gorj, pot să spun că într-o echipă unită cu administrațiile din municipiu, municipiul Târgu Jiu, municipiul Motru, din cele 7 orașe ale județului nostru și cele 61 de localități, a făcut să ne completăm, să acționăm potrivit legii printr-un raport de colaborare, încât să vorbim de investiții și să-mi fie scuzată lipsa de modestie. Cineva s-ar putea să zic că am venit să mă lau. Nu. De investiții prioritare pentru fiecare localitate în parte și nu de investiții luate și aruncate halandala, așa cum au fost realizate în anii anterior, fără niciun fel de impact pentru dezvoltarea localității, dar cu bani consumați, ce a făcut, și iată alt lucru care mă conduce să vă spun că a trebuit să plătim oare sparte, Guvernul Ponta și administrația locală a plătit datoriile pentru lucrările executate cu mulți ani în urmă, pentru anumite obiective care au și intrat oarecum într-o stare de degradare, lucru ce a făcut să nu apară ceva nou pe artă ca obiectiv, dar au fost aduse în stadiu de viabilitate societăți comerciale care au intrat în faliment urmarea neplății obligațiilor pe care le aveau autoritățile locale pentru lucrările executate sau pentru alte servicii prestate, bani foarte mulți și astăzi este ultima zi pe data de 17 decembrie când se plătesc datorii către societățile comerciale a căror, bineînțeles, obligații către stat n-au fost achitate, tocmai de asta că n-au primit bani la punct. Iarăși o stare de normalitate pe care Guvernul Ponta a înțeles-o și a dat o șansă administrațiilor publice locale să acționeze numai cu adevărat ca prestatoare de serviciu în slujba cetățenilor și nu în slujba clientelor politice. Atunci pot să spun că aceste greutăți ale anului, fiind depășite cu bine, a fost un an bun. Iată, ne-ați făcut și o sinteză, o radiografie a unor activități încununate de succes într-un an destul de greu, dacă ne raportăm la bugete, pentru că au fost bugete mai mici și a trebuit să faci mai multe lucruri cu ele. Totuși, sunteți una din administrațiile de la nivelul României care ați fost oarecum felicitați. Ați primit și un premiu. Un premiu care, până la urmă, iată, încununează succesul de aici, de la Gorj. Este doar alocat pentru că de aici e premierul sau se raportează doar la activitatea pe care ați reușit să o întreprindeți în acest an? Nu, în fiecare an revista de administrație publică locală din România realizează acest concurs prin care se premiază cele mai bune proiecte din cadrul unităților administrative teritoriale și la nivelul județului Gorj, pe lângă județ, Consiliul Județean a fost și primării, Bustuchin, Țânțăreni și cred că au fost și mai multe. Eu n-am fost la fața locului ca să ridic acest premiu prin care l-a sugerat sub genericul cele bune să se adune
revista de administrație publică locală din România, dar l-am primit, bineînțeles, prin intermediul colegilor care au participat. El este al doilea, deoarece am mai avut și anul trecut un premiu pentru cel mai bun proiect și acesta se dă la nivelul Consiliului Județene pentru cel mai bun proiect pe țară în domeniul sănătății. Nu e vorba de un merit personal. De fiecare dată când am obținut la nivelul Consiliului aceste premii și am obținut în 2008, dacă mi-a domnul aminte, la Paris, premiul de județul cu cele mai bune măsuri de dezvoltare durabilă în gestionarea condițiilor de mediu. Și atunci, și acum o spun foarte clar, este premiul și meritul tuturor gorjenilor. Fără ei nu poți să faci nimic. Fără a fi susținut de oameni, fără a acționa cu gândul că totul ceea ce se face este prioritatea priorităților pentru acest oameni în orice condiții date, nu faci nimic. Și ca atare, noi suntem aceia care executăm, bineînțeles, ideile, dorințele și, bineînțeles, obligațiile pe care le are administrația față de cetățeni. Experții din cadrul Consiliului Județean sunt aceia care au pus pe hârtie aceste dorințe pe care eu le-am cules de la fiecare gorjean în parte și am reușit ca de fiecare an să ieșim cu un proiect, bineînțeles, important pentru punerea în valoare a unui anumit domeniu de activitate. Infrastructură, sănătate, asistență socială. Nu le-am depus pe toate, că sigur și Căminul de Bătrân de la Dobrița era un proiect premiat mai mult ca sigur. Are rost să ne ducem cu pentru acest lucru ca o întrecere de pe vreme. Dar trebuie scoase în evidență și lucrurile pozitive, sigur că da. Aș vrea să vă întreb cât de grea este răspunderea dumneavoastră atunci când dintr-un sac trebuie să iei și să dai la toată lumea într-un mod, hai să nu-i spunem egal, că nu concurează între ele aceste domenii din cadrul activităților administrative, dar totuși unele au prioritate. Știu eu, aveți așa tragere de inimă că poate n-ați reușit să alocați mai mulți bani unora care ar fi avut nevoie sau ați reușit acest lucru să împăcați pe toată lumea, pentru că e foarte greu. Din capul locului nimeni nu poate să elimine subiectivismul. Dar eu vă spun la modul cel mai sigur și cel mai sincer că nu lucrăm după ureche la nivelul Consiliului Județean. Atât în perioada 2007-2013 am avut o strategie de dezvoltare economică socială a județului Gorj care s-a realizat în mod temeinic, nu cu o planificare, cu indicatori ce trebuie realizat în 5 ani de zile, nu cu ce doresc oamenii. Chestionare concretă pentru fiecare localitate în parte. Chestionare concretă pentru fiecare factor de răspundere în cadrul localității, unitatea administrativ-teritorială, administrația acestuia și s-a înșghebat o strategie care a scos în evidență pe domeniile prioritare ale județului Gorj, infrastructură, agricultură, industrie și resurse umane, mediul de afaceri, turism, nu în ultimul rând domeniul social. Pe fiecare au aceste domenii de activitate au rezultat priorități. Au fost analizate și s-au stabilit priorități. Și ele au fost localizate în spațiu, că pe lângă acest element important al strategiei 2007-2013 și a fost actualizată pe perioada 2014-2020, deci lucrăm în continuare în cunoștință de cauză cu problemele care le avem de rezolvat la nivelul județului Gorj ca priorități de dezvoltare în mod echilibrat, echitabil pentru fiecare cetățean al Gorjului din fiecare localitate în parte, am stabilit prioritățile. În atare situație nu bagă nimeni mâna în sac și ăștia sunt banii, sau cum era pe vremul o sintagmă, stau banii în pixul lui X. Nu există acest lucru și este foarte clar la nivelul județului Gorj, cunoscut nu numai aici și de noi, de oameni, așa cum spuneam, se știe acest lucru, că ei au participat la elaborarea strategiei, este cunoscută strategia noastră și a stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia, că nu putem să o rupem din acest context, că avem și proiecte regionale și, bineînțeles, a fost pe masa Ministerului de Resort, Dezvoltării Regionale, încât prioritatea noastră a fost pe urmă resursa. Ai, bine, prioritățile, dar cu ce le faci?
atunci resursele au fost foarte clar și nu întâmplător. Am fost primul județ din țară care am obținut finanțare pentru modernizarea drumurilor din domeniul infrastructură. Nu întâmplător am avut proiecte pentru modernizarea spitalelor, asistenței sociale, a serviciilor de gospodărie locală, apă, canal. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun că acest lucru pe care noi îl avem permanent pe agenda de lucru, resursa financiară, a fost deblocat și vreau să scot în evidență încă o dată acest aspect în perioada 2013 de către Guvernarea Ponta, care a înțeles foarte clar că trebuie un minister care se ocupe de treaba asta și de aceea are Ministerul Proiectelor cu Finanțare Europeană pe care îl coordonează ministrul Teodorovici și a reușit să deblocheze finanțarea proiectelor care a fost blocată pe diverse pe programele cunoscute regionale și sectoriale. Astfel am ajuns ca să echilibrăm odată cu aceste resurse pe care le-am obținut prin finanțări nerambursabile în programele din fonduri europene pe programe operaționale, cu resursele de la bugetul de stat pentru echilibrarea sumelor. Și atunci, cunoscând prioritățile, cunoscând care sunt valorile pe care le are fiecare localitate în parte ca sume pentru proiecte cu fonduri nerambursabile, a fost foarte clar. Cofinanțarea acestor proiecte să nu fie blocate și obligația a unității administrative teritoriale, adică a localității, a Consiliului Local, să primească aceste sume, iată prioritate. S-a dat pentru cofinanțări sume de echilibrare pentru dezvoltare locală. Proiecte aflate în execuție, cu un stadiu avansat în execuție, s-a dat sume ca ele să fie puse în funcțiune și dacă am observat în acest an, a fost la nivelul fiecărei localități câte o investiție pusă în funcțiune. Un pod dintr-o localitate, o alimentare cu apă, o stație de epurare. Deci un lucru bun s-a făcut. Deci clar s-a urmărit prioritățile încât să nu avem sincope în finanțări, să nu mai lăsăm investiții care trenează de ani de zile a fi puse în funcțiune și le-am pus în funcțiune și continuăm pe în această direcție, ca să dăm drumul și la anul va fi, bineînțeles, și perioada relansării de noi proiecte pentru fiecare localitate în parte, pe aceleași criterii, cu finanțări externe, cu finanțări din sume de la bugetul de stat și venitul propriu și, în ultimul rând, ne permite acum legislația să vorbim și de atragere de finanțări cu capital privat prin realizarea de parteneriate publice-private. Se știe că pentru o națiune cele mai importante sunt învățământul și sănătatea. Vă întreb și despre aceste două aspecte. S-a reușit aici în Gorj, dincolo de comasarea școlilor, de desfințarea unor spitale, să se ajungă la un numitor comun, astfel încât cetățenii acestui județ să nu aibă de suferit? Deci, pe bună dreptate, educația și sănătatea sunt investițiile prioritare pe care trebuie să-și le asume în mod obligatoriu statul și administrațiile locale, deoarece o resursa umană este prioritară, iar ea fiind educată și sănătoasă, sigur are și eficiență, are și randament, are și, bineînțeles, spor în gândire pentru invenții, inovații și nu în ultimul rând în rezolvarea problemelor care le are în responsabilitate zi de zi. Trebuie să spunem foarte clar că sistemele suferă de subfinanțare încă, atât educația cât și sănătatea. Ele intră, bineînțeles, ca responsabilitate în competența statului, fiind sisteme, fiind servicii de interes național. Nu se poate lăsa fără strategie în care învățământul să fie și poate scăpăm de căutările astea de ani de zile, de a găsi cea mai bună formulă încât să avem populația educată și treptele de evaluare în urma rezultatelor obținute la învățătură, să te conducă să nu ai diplome cumpărate, să fii numai cu studii superioare și să fii și muncitor după 8 clase și 2 de ucenicie, să fii și un bun meseriaș după ce faci o școală de meserii, să fii și un bun maestru și așa mai departe și, bineînțeles, să fii și un bun specialist în oricare domeniu de activitate cu studii superioare, lăsând posibilitatea ca și cei ce rămân la nivel acest nivel și din alte cauze, nu cele numai de
competență și inteligență, dar probabil sunt sigur și alți factori de stare materială, de social și așa mai departe, să-i dai posibilitatea să se educe. Deci sistemul educațional trebuie să opereze pe toată viața existenței a individului. Are nevoie de educație de fiecare dată. Bineînțeles, sănătos trebuie să fie și pentru aceasta trebuie să aibă posibilitatea să-și asigure cele necesare traiului ca să fie un sănătos. Nu neapărat sănătatea se rezolvă cu spitalul. În spital trebuie să fie excepțiile, bineînțeles, când afecțiunile sunt inevitabile, dar acolo trebuie să găsești condiții ca medicii să fie plătiți, tot personalul medical să aibă resursele necesare și condiții necesare să-și facă treaba asigurând servicii de calitate pacienților. Aici mai sunt o serie de lucruri care trebuie să făcute, dar vreau să vă spun că a fost demonstrat un lucru extrem de important, că măsura luată de guvernul Ponta acum de a face o reformă cu adevărat de punere în valoare a capacității administrative, administrației publice, locale, județene, orășenești, municipale și centrale, de descentralizare a factorilor, a deciziilor operaționale să revină în responsabilitatea factorilor care sunt mai aproape de cetățean, e una bună. Și lucrul este demonstrat de când spitalele au fost preluate de către autoritățile publice locale în responsabilitate, chiar dacă a fost o descentralizare imperfectă. Numai responsabilitate fără bani, că banii au oprit tot acolo, la minister și la Casa de Sănătate. S-a văzut implicarea administrației locale. Arată altcumva spitalele din județul Gorj și din țară, sunt convins. Și Rovinari, și Cărbunești, și Novaci. Da, spitalul și-a testat să spună așa, că Linoiu a făcut aici să fie condiții mai bune. Nu asta așteptam să fie foarte clar. Așteptam să sunt sigur. Eu vă spun ce spun pacienții, da, pentru că întâmplarea au fost să merg. Eu vă spun că iată cât de importantă e această verigă de reformă autentică în administrația publică locală, să pui acolo în centru responsabilității obiectivul pe care îl are de îndeplinit, cel este mai aproape de a-l realiza. Cine mai aproape de spitalul din Târgu Jiu decât județul? Păi ei trebuie să-l aibă în responsabilitate. Iar reforma aceasta de a se descentraliza și, după cum vedeți, tărăgânează. Și aici sunt fel și fel de lucruri de neînțeles și un sistem care vrea să blocheze, dar nu se mai poate pune, bineînțeles, împotriva binelui, că cele rele o să se spele, cele bune o să adune, după cum ați văzut, și premiile pe care le sugerează cei care sunt formatori de opinie. De fapt, administrația publică, revista, este un formator de opinie important pentru cetățeni privind administrația publică locală. N-au ce să ne facă și Curtea Constituțională și nu știu care instituție va înțelege că trebuie să ducem până la capăt, că nu se mai creează niciun fel de baron-baronaș și se creează un om care are responsabilități, că statului revine cel mai important rol, de a fi un stat puternic, să reprezinte interesul național, să ia decizia strategică și controlul. Atunci, să fim serioși, nu ne mai jucăm cu legea. Că statul asta trebuie să facă. Sistemul strategic de dezvoltare și de crearea condițiilor pentru un sistem de sănătate eficient cu cheltuirea banilor direct pentru bolnavi și pentru salariații care lucrează acolo și nu cum se mai cheltuiesc acum ca și în alte domenii de activitate, că vine supraveghetorul statului și se de ce ai n-ai folosit banul pentru ce ți-am dat. Tu trebuie să execuți ca responsabil de acel domeniu de activitate pe care l-ai în administrație așa cum trebuie. Și atunci nu se mai încurcă lucrurile. Iată că o măsură în care ne creează nouă premize, să fim optimiști pentru anul 2014, este aceea că administrația va avea competențe și pârghile necesare pentru fiecare segment de administrație. Comună, oraș, județ și guvern. Decizia de execuție, de operație va fi aproape de către administrație, de în responsabilitatea administrației locale, mai aproape de cetățean. Sistemul de strategic va fi al statului, care va veni, bineînțeles, instrumentul cel mai puternic care să dea direcții de dezvoltare, care să asigure controlul și supravegherea legii. Am vorbit despre învățământ, despre sănătate, dar omul mai are nevoie de ceva de credință. Și vă întreb aici, și aici sunt pro și contra diverse mesaje pe care le auzim de la cetățeni și de la unii cetățeni. S-a bucurat biserica în această perioadă, anului 2013, un an destul de sărac, dacă ne raportăm iarăși la fonduri, de o atenție cuvenită din partea dumneavoastră a Consiliului Județean și poate aș lega-o și de cultură ca să vorbim sau să atingem cât mai repede toate subiectele. Ce să vă spun, românii sunt credincioși ortodoxi, dar un
tărâm mai binecuvântat de Dumnezeu, ca și Gorjul nu prea există în țara asta, deoarece nu are nimeni în țară și poate nici în lume doi sfinți canonizat pe aceeași, în același teritoriu. Avem mănăstirea Tismana ctitorită de Nicodim, Nicodim în Tismana, și bineînțeles avem primul stareț al mănăstirii de la Lainerci, care acum 2 ani a fost canonizat ca sfânt, e vorba de Sfântul Irodion, care de fapt este și patrul spiritual al Consiliului Județean. Deci, administrația, județul, am fost într-o relație foarte bună cu Mitropolia Oltenia, am acționat împreună pentru proiecte care să stea la baza realizării obiectivelor prin reabilitarea și chiar construirea locașelor de cult a bisericii. Biserica fiind foarte clar și trebuie să spunem deschis, nu numai preoții și mitropolitul, casa noastră. Dacă nu ne gândim cu credință la biserică și nu ne ducem cu credință la biserică, sigur și celelalte lucruri le facem fără a fi convinși că acolo sus, de sus, cineva te privește și îl faci bine. Tu nu poți să faci nimic bine dacă nu ai sufletul curat, dacă nu ești împăcat, că vei fi tot timpul sprijinit de această forță pe care nu poți să o ții și să o strunești decât prin credința ta curată. Am colaborat foarte bine și avem o serie de biserici alături de primările și primarii din localitățile Gorjului. Și cred că sunt cele mai multe acțiuni de sfințire a bisericilor, că mitropolitul cred că nu are zi de la Dumnezeu ca la sfârșitul, sau nu are sfârșit de săptămână de la Dumnezeu să nu fie în Gorj la o sfințenie de biserică. Rar se întâmplă să n-avem. Și astăzi, iată, Biserica Ortodoxă a venit în întâmpinarea noastră, a administrației, a societății și, în ultimul rând, a credincioșilor, a inaugurat pe fonduri europene, Mitropolia Oltenia, această investiție de punere a unui centru social pentru educare a tinerilor care sunt nevoiași, care au nevoie de o perioadă a timpului, fiind părinți preocupați să vină la un loc de joacă, la un loc de educare, și aici sub pasarelă, astăzi am fost la inaugurarea acestui eveniment deosebit de important. Nu se poate rupe, așa cum spuneați, cultura de biserică. Și mai ales aici la Gorj, când cu credință în suflet, Brâncuș a reușit să dedice eroilor neamului, sacrificiul eroilor neamului pentru binele generațiilor viitoare, operele sale de artă pe care le-a lăsat aici. Om de cultură recunoscut, sculptor recunoscut la nivel mondial, în atare situație nu poți să rupi cultura sau credința de cultură și invers. De aceea, tot ce avem noi în competența noastră, realizăm actul cultural la nivelul județului Gorj așa cum trebuie și nu după ureche. Avem o agendă culturală cu toate evenimentele și obiceiurile pe fiecare localitate în parte. Și o respectăm cu strictețe. Și pot să spun că sub acest aspect, și aduc mulțumim cu această cale, și fac datoria Instituției de Cultură din subordinea Consiliului Județean, Școala Populară de Artă, Centrul de Creare și Conservare a Tradițiilor, Ansamblul Doina Gorjului, Biblioteca Județeană și, bineînțeles, cele alte unități de cultură și învățământ de la nivelul județului Gorj. Domnule președinte, eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri, că ați făcut așa un scurt bilanț și am vorbit așa cum este bine, să vorbim mai mult de realizări decât de nerealizări, pentru că întotdeauna pe această lume aspirația este către mai bine. Vă mulțumesc și vă doresc în numele telespectatorilor noștri să aveți un an 2014 încununat în și mai multe succese, să puteți cu această administrație să obțineți mai multe premii, dar mai multă bunăstare pentru gorjeni. Sigur, acesta este obiectivul pe care trebuie să-l avem în atenție, ca cele necesare traiului decent de zi cu zi al omului să fie asigurat. În ce mă privește, eu n-am neglijat de la capul locului nerealizările, le cunoaștem, sunt inventariate și le concluzionăm de fiecare dată. Și vreau să reamintesc, pentru anul acesta se putea face mai mult și mai bine. Cunoaștem acest lucru, dar nota aceasta de prezentare a realizărilor e una de optimism pentru anul care vine, optimism pe care îl am sigur și vreau să-l extind, dacă vreți, pentru fiecare dintre noi gorjenii,
că lucrurile vor merge mult mai bine în anul viitor, dar pentru aceasta haideți să terminăm acest an și să vă asigur de gândurile mele cele mai bune, de o comunicare și o colaborare încât să nu lăsăm de niciun fel loc de suspiciune că ar fi mai presus un alt interes decât al gurjenilor în mintea mea și alături de aceste gânduri urări de sănătate, de bucurii și împliniri, de un an mult mai bun pentru toți gurjenii noștri de pe toate colțurile lumii. La mulți ani! Eu vă mulțumesc, să știți că ne vedem peste tot, pentru că INSAT este și online și ne văd absolut toți românii de peste tot. Am prins și ideea aceea de a ne transmite nouă tuturor să fim optimiști. Vă doresc și eu, iată, stimați telespectatori, să fiți optimiști în noul an și până atunci să ne revedem cu bine. La revedere!